Salutare, dragi prieteni de la Sibiu, din Piața Mare. Chiar și în timpul acestei pandemii, de fapt în februarie, parchetul general a clasat dosarul celor 6 case asupra soților Iohannis și în special a veniturilor necuvenite pe care le-au obținut timp de 14 ani de pe urma unuia dintre cele 6 imobile. Vorbim în special de 2 imobile, dar vi le voi prezenta pe toate 6. Când am fost pe insula Belina și în județul Teleorman pentru a trece în revistă bogățiile acumulate de Dragnea, mulți mi-au zis, dar la Iohannis în Sibiu de ce nu te duci? Uite, sunt aici, nu facem diferențe între diferitele fațete ale sistemului care ne-a condus în ultimii 30 de ani, PSD, PNL. O să începem prin inventarierea caselor, casa numărul 1 unde și stă, Klaus Iohannis, pe strada Bâlea 29, este în spatele meu. Continuăm cu celelalte, după care intrăm în esența problemei. Aici este a doua casă, casa numărul 2, pe Pedagogilor 14, cumpărată în 1997. Niște jurnaliști controversați spun că ar fi fost achiziționată cu banii obținuți în urma intermedierii de adopții internaționale a unor copii în Canada. Pedagogilor 14, casa numărul 2. Casa numărul 3 este pe strada Nicolae Bălcescu 29. Cu greu am găsit pe cineva care acceptă să vorbească despre neregulile care s-au întâmplat acolo cu încercarea de acaparare a unei moșteniri. Îl vom blura, îl vom arăta în secvențele care urmează. Aici, în spate, avem casa numărul 4 de pe strada Someșului 13. Propaganda asta oficială venită din zona președintelui spune că aceste case nu sunt în zona centrului, dar mai centru decât atâta nu se poate. Casele 5 și 6 pe strada Măgura 9 și 11 dosite în partea cealaltă. Aici, pe strada Gheorghe Magheru 35, e o casă bonus. E o casă din acea moștenire, Paștea, pe care toți Iohannis au pună mâna. Din fericire, locatarii de aici s-au mobilizat și au oprit, fără de lege. Astfel încât casa asta nu a ajuns să completeze salva de case obținute prin metode obscure de Klaus Iohannis. Mai cunoscut pentru publicul din România, este exemplu de la Bălcescu 29, unde își avea sediu banca Raiffeisen. 320.000 de euro au luat soții Iohannis împreună cu soții Baștea, timp de 14 ani de zile, de pe spațiu comercial din spatele meu. 14 ani de zile, 320.000 de euro, conform jurnaliștilor de la Rise Project care au documentat cazul. Pe lângă spații comerciale, aici pe Bălcescu 29, trăiesc și oameni. Oameni care riscau în urma unei mari operațiuni de mistificare a datelor, a documentelor, să rămână fără locuință. Trebuiau să fie evacuați și împroprietăriți soții Iohannis. Noi deja eram cumpărători și întabulați în cartea funciară. Când au început demersurile lor de revendicare al Baștea Ion, Iohannis Carmen Georgeta. Asta este un testament, dacă ai citit și ai idee despre el, testamentul lui Ghene Ilisie. Ăsta falsificat. Scrisul ăsta, așa zice instanța, nu corespunde cu semnătura asta. Deci da. Semnătura este o mână, scrisul este o altă mână. Chestia asta s-o dovedit prin analiză grafologică. În 15 ianuarie 1998, prima acțiune de revendicare acestei case este respinsă de judecătorul Carmen Georgica. Da. Pentru că testamentul nu era corespunzător. Ca să dovedească că ei ar fi succesorii
lui Ghenea Elisie și lui Ghenea Maria au prezentat în instanță aceste două adeverințe. Primar Gheorghe Murariu, acolo, în 1999, după ce li s-a respins. Da. Și au făcut recurs și au prezentat în instanță adeverințele astea două, prin care ăștia atestau... Ghenea Elisie nu a avut niciun moștenitor legal decât pe nepotul lui Baștea Nicolae, decedat la Cluj, el a decedat în 1993. După aceea s-a dovedit că n-au existat acte de stare civilă care să dovedească filiația respectivă. Conținutul lor nu e adevărat, e fals. Da. Acest Munteanu Liviu a fost și condamnat cu suspendare pentru emiterea la astea. Este un testament al lui Baștea Nicolae. Aici apar specificate numele lui Lăzurcă Georgeta, da, și al lui Iohannis Carmen. Această Lăzurcă Georgeta, mama lui Carmen Georgeta, se pare că a fost menajera lui Ghenea Elisie. 25 decembrie 1991, și ziua Crăciunului. În testamentul ăsta apare Lăzurcă Georgeta și Iohannis Carmen. Devenind proprietari, au vrut să obțină spațiile fizice. Da. Au trecut la următorul pas, și anume încercarea de a obține și apartamentele care s-au vândut. Adică anularea contractelor noastre de vânzare-cumpărare. Ne-au deschis acțiune în instanță la fiecare, pe bucățele. În vara lui 2002, deja procesul s-a terminat și contractele noastre de vânzare-cumpărare au fost anulate. Pe 1 februarie, Tribunalul din Brașov, din judecător Irina Mia Ionel, dă o sentință că nu au dreptate și după aceea un complet de 3 judecători de la Curtea de Apel Brașov, Dorina Rizea, Camelia Manea și Roxana Trif mențin sentința dată de tribunalul din Brașov. Din 2000, când a intrat prima oară primar al Sibiului, până în 2014, când a devenit președintele României, nu prea a primit domnul Klaus Iohannis mulți oameni în audiență aici la primărie. Cazurile pe care vi le-am prezentat, cu retrocedările de case și cu nedreptățile, sunt clasice pentru orice cetățean român care a trecut prin justiția română, care tergiversează și de regulă nu face dreptate. Este timpul să oprim 30 de ani de fără de legi, 30 de ani în care un hoț dovedit prin instanță cu acte a ajuns președintele României și este timpul să facem dreptate pentru România.